un bărbat de 73 de ani din orașul Cugir și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic. Însoțit de cumnat, s-a întâlnit pe drum cu un prieten care își ducea calul de căpăstru. S-a oprit la o vorbă și la un moment dat animalul l-a lovit cu picioarele din spate pe vârstnic. Lovit grav, bărbatul a fost transportat la spital, dar a decedat în scurt timp. După lovitura primită, cugireanul a căzut la pământ sub privirile îngrozite ale celor doi. Polițiștii au început cercetările imediat ce au fost anunțați despre incident. La spital, medicii au încercat mai bine de 20 de minute să-l resusciteze pe bărbat, însă toate manevrele au fost în zadar. Lovitura încasată din partea calului a fost necruțătoare.